azi o să învățăm cum să facem un TRX sau suspension trainer, puteți să-l numiți cum vreți. Hai să-l desfacem întâi. Încape în săculețul ăsta. În o parte, care de fapt e TRX-ul, și cealaltă parte e doar dispozitivul de ancorare. Dispozitivul ăsta de ancorare e făcut cu Double Fisherman. O să fac, dacă e, un tutorial pentru asta. Puteți să căutați pe YouTube Double Fisherman. Să strângem felul ăsta și se formează un loop foarte, foarte rezistent. E folosit în alpinism. Pentru acest proiect avem nevoie de o țeavă de PVC. Eu am aici PPR, cordelină din poliamidă de 5 mm, cordelină din poliamidă de 10 mm, niște unelte de măsurat și de însemnat, o brichetă, un fund pentru a tăia siguranță, o carabinieră, un bonfire, o foarfecă. Eu am aici o foarfecă de tablă, dar se poate folosi orice alt tip de foarfecă sau, de ce nu, și cuțit. Numai că tăieturile nu o să iasă chiar atât de uniforme. O filetantă și un burghiu de, am aici 5,5 mm și un burghiu, un burghiu director. Am tăiat cele două mânere. Avem două mânere câte 12 cm fiecare. Și acum o să dăm găurile pentru sfoară, care fiecare o să fie la... fiecare o să fie la 1 cm de capăt. Da? O să facem un X ca în caz de ratăm punctul, să știm exact unde era. Da? Ca astfel, dacă ratăm punctul, o să se șteargă și o să mai știm unde dăm gaură. Și facem la fel și pentru celălalt mâner. Cum se vede, gaura a fost dată perfect. Mai trebuie să facem anumite retușuri, dar este exact cum a fost planificat. Acum eu am făcut baza de poliamidă. Avem aici 200 cm de poliamidă pe care o să punem. Acum o să ardem capetele ca să le facem mai uniforme. Avem acum două cordeline, fiecare câte, cât vine, faceți calculul, 270 împărțit la 2, deci 135 cm. Fiecare este cum le vom ieri. Să facem un fel de motor. Avem cordelina. Acum hai să explic cum funcționează mânerul. Noi am introdus cordelina prin capătul exterior spre interior și ne folosim acum de un nod, se numește nodul stivador, ca să putem să oprim cordelina să nu iasă, de exemplu când aplicăm greutate, să nu iasă, pur și simplu. Da? Și acum o să învățăm nodul, da? Hai să vedem. Luăm cordelina, îndoim o parte din ea ca să creăm așa ceva. După o luăm și creăm un ochi. Deci avem ochiul. Acum poate să facem mai mic. Acum facem o revoluție. Două. Și trei. Ca
capătul, împăgăm prin spatele ochiului. Fix prin ochi. Da? Este pe aici. Și acum căutăm să îmbrăcăm nodul să fie cât mai frumos și cât mai strâns. Da? Deci asta este nodul. Asta a fost prima revoluție, asta de aici. Asta de aici a fost prima revoluție, asta a doua și asta a treia. Și capătul cordelinei a fost introdus prin ochi, prin spate și a fost scos aici. Și aici este. Și acum l-am strâns, da? Îl strângem un pic mai bine. Și asta este stevedore knot. Trage, da? Și la fel procedăm și cu cealaltă parte și evident la fel și cu celălalt mâner. Le-am ars la capete să nu se desfac. O să vin aici și stă foarte fix. La fel și în partea cealaltă. Și evident la fel și cu cealaltă mâner. După cum se vede, am terminat mânerele. Luăm cordelina de 10 mm și vârf. Și acum o să învățăm un alt nod care se numește nodul în formă de 8. Și acum o să învățăm cum să-l facem. Facem un ochi. După, cu ajutorul ochiului, facem o buclă. Deci nu pe aici, peste. Și apoi introducem în ochi. Și strângem. Așa arată. E un nod foarte frumos și foarte puternic și sigur folosit în alpinism. Și aici, la capăt, băgăm carabiniera. Am făcut și nodul stivător la capetele cordelinei de 10 mm. Folosim un alt nod, de fapt nenod. În engleză se numește hitch, nu știu cum să traduce exact în română, dar se numește, hai să-l numim tot nod, se numește nodul prusic cu cap. Da? O să scriu ca să puteți să-l căutați și pe YouTube, să vedeți cum se face dacă nu înțelegeți. Bun, în ce constă nodul ăsta prusic? Și luăm mânerul în felul următor. Băgăm pe sub cotelina. După, îl băgăm o dată prin interior. Bun. Deci o dată. Ajustăm. După, de două ori. Să mai fac încă. Da? Și după, de trei ori. Bun. Mai strângem, mai ajustăm până când o să arate în felul acesta. Asta e nodul prusic triplu, da? Există și simplu, dacă dădeam doar o dată, dublu dacă dădeam de două ori și asta e triplu. Cu cât dăm de mai multe ori, cu cât învârtim de mai multe ori în jurul cordelinei, cu atât este mai sigur. Bun. Și care e frumusețea acestui nod, să-i spunem așa? Păi, frumusețea acestui nod este că el, evident, poate să fie mutat, da? Deci avem cordelina, poate fi mutat, dar atunci când aplicăm presiune, uite, acum eu trag cât pot de tare și nu se mișcă, dar când îl slăbim foarte puțin, pac, putem să-l ajustăm. Ia uite, pac, mai sus, mai jos, da, facem același lucru și pentru celălalt mâner și o să ne vedem în parc ca să testăm. Se pune lupul o dată sau de două ori. Mie mi-intra el două ori. Tragem de ele ca să se strângă nodul prosic apoi, ca să nu alunece.
după curând să facem exerciții cu el. Cam asta a fost toată șmecheria, cam așa arată TRX-ul meu pe care l-am făcut. A costat în jur de 50 de lei, ceea ce e foarte ieftin, fiindcă un TRX, de exemplu la brand, TRX costă 200 de dolari. Sau alte chestii după la Decathlon, care pe lângă că sunt scumpe, din punctul meu de vedere, să dai 150 de lei pentru niște material cu niște numere de plastic, mai sunt și proaste, adică să strică foarte repede, scocesc, să... Da? Și asta este și foarte ușor, să poate lua pe avion, pe ce vreți voi. Nu l-am cântărit, dar e foarte ușor. Cam atât. Ne auzim în următorul vlog, sau vedem, poate pe la munte, pe undeva, în bicicleta. Hai, să aveți o zi bună!